de baza sigilelor pe care le-am primit, am trăit de lor. Să ne confirme dacă o adevărat sau nu adevărat. Se pare o este adevărat faptul că s-au eliberat un număr din plăci de identitate cu mult mai mare peste numărul de persoane care locuiesc la diferite imobile de pe raza municipiului Buzău. Întrebarea 2. Cum vă explicați faptul că în săptămâna premergătoare a legilor s-au eliberat un număr mare de plăci de identitate față de o altă perioadă a anului? Și întrebarea numărul 3. Dacă s-au făcut plăci de identitate gratuite fără să se plătească casa specială pentru eliberarea acestora? Deci, conform legilor ființei, există atribuit o oarecare suprafață pentru fiecare persoană care locuiește într-un imobil. Ne-am ridicat problema aceasta și la convocările județene care au avut grijă de evidență personală la Direcția Județeană de Evidențe și am ridicat problema pentru că sunt într-adevăr domnule Nicolae, cum ar avea lucruri care ne confruntăm cu probleme de genul acesta. Noi verificăm. Tocmai ca idee la întrebarea aceasta, am făcut împreună cu Poliția Națională, cu Poliția Locală, am făcut razii, verificând aceste lucruri pe Margareta, obiectul horticulturii, necubodă, deci special pentru așa ceva. Vă dau un răspuns al domnului comisar șef de la București, domnul Verbecariu, care a spus că dacă voi în Burda aveți 47 de persoane care locuiesc în imobil, imobil să zicem de 20 de metri pătrați, zice, este nimic la față de noi București, care avem 1000. Deci, ne-a zis la întrebarea confundită. Am întrebat. Deci, e o bună întrebare, cum așa s-a adresat. În fine. Numărul de dată am întrebat, dacă ar vrea să răspund. Numărul de cărți. În perioada alegerilor, în general, este deja format de asta și încerc să se numesc un noi de filme, că se va elibera mai repede actul de ei percep că se va elibera și legal. Deci, cartea de identitate o eliberă doar pentru cei care dețin acte legale în regulă. Deci, ce mai mult este eliberat cărți de identitate provizorii. Și la solicitarea pentru expre, așa cum ne-a venit pe formulare care vin din partea Ministerului și Administrației și Internelor, pentru vot. Expre pentru vot. Deci, nu facem cărți de identitate în perioada, de exemplu, sâmbătă, duminică, acum, pentru schimbare de nume, schimbare de domiciliu, nu. Dacă unul vrea să-și schimbe actul de identitate, îl spune săptămâna următoare. Noi facem acte provizorii pe care poate să se exercite dreptul de comun. Deci nu înțeleg că așa ceva. Și a treia întrebare, nu s-au făcut mai mult, nu s-au făcut mai multe decât exist. Nu mai putut să fie aici. Cine a făcut solicitare de acte de identitate, s-a eliberat. Dacă a fost o parte regulă. Deci mai mult nu s-a dosarul există și sunt dosarul care pune acte care se arhivează, sunt dosar, tot este controlabil, deci nu poate să depune cineva acte și să se revizionă mai multe chestii sau depune cineva. Mulțumim! Actul provizorului de identitate. Deci, actul provizorului de identitate. Poate există două acte în același timp. O persoană poate să dețină un singur act de identitate, la un moment dat. Deci nu poate să dețină două. Actul de identitate, cartea de identitate provizorie se eliberează în situația în care nu există documente suficiente pentru eliberarea unui act de identitate, unui cărți de identitate. Deci se eliberează pentru motiv. Lipsă certificare de naștere, deci acte de stare de bine sau divorț. Deci se eliberează cartea de identitate. Pentru lipsă act spațiu, deci dovada unei adrese care să definească un spațiu, sau lipsă locuință. Lipsă locuință sunt foarte multe cazuri în Turda, pentru că vine omul și zice, eu nu am unde locuit. Și atunci pune pe cerere pe persoană să declare efectiv, deci pe propria răspundere, că într-adevăr el zice că nu poate să stabilească un locat în care se zică că într-adevăr locuiesc acolo. Și atunci se eliberează un locat provizorie care apare menționat ca adresă, unicii cu Turda nu trebuie. Păi, cum vedeți chestia asta? Oricine poate să vină în Turda să spună că n-are unde locuit, nu? Da. Pe propriu răspunde... Normal, actul de identitate, conform legii vigoare, se eliberează un act de identitate pe simpla declarație a persoanei. Așa zice legea. Pe simpla declarație a persoanei.
cealaltă identitate. Cu altele, dar identificate. Pentru cartea promotorii, într-adevăr, este stipulată partea aceasta pentru cine declară, nu se găsește și într-adevăr. De fapt, verificarea este Poliția Națională și de-aia vă mulțumesc cu anticita, adică 14 se numește, care se dă Poliției Naționale, se face verificare de vedere sectorii din teren, conform avizului favorabil și favorabil, se numește cu de identitate respectivă. Dacă mai vreau și ați eliberat afară, pentru că aveau probleme de atitudine sau cu alcoolul și așa mai departe.
Nu trebuie să cădem cu toții într-o capcană și să vedem exact ce măsură putem sprijini fiecare serviciu, fiecare conducător de serviciu, prin dotări, prin echipamente, prin sprijin direct, prin măsurile pe care noi le putem lua. Eu vă mulțumesc și vreau să vă spun că consider că oricare dintre noi că mă cuvântul, mai politizăm, gata, au trecut alegerile. Deci nu vreau să intru deloc într-un clis, să ajung contradictor cu domnul Matei. Am înțeles adăugă dânsului, este părerea dânsului, eu vă respect, vă rog să mă respectați. Pentru că chiar nu vreau să mergem 4 ani de zile tot cu replici, cu dialoguri de asta între noi. Deci vă rog să considerați că am, așa am ținut eu să spun, pentru că 4 ani de zile chiar am fost aproape de aceste servicii. Știu că dumneavoastră noastră a fost atenție foarte mult, dar nu am vrut să comentez niciun fel. Aș fi vrut poate să comentez astfel de ce un proiect de hotărâre pe care noastră v-a spus visa și a spus de acord să fie introdus pe ordinea de zi, a spus ca să nu mai votăm. Dar n-am spus acest lucru. Uite, deci nu spun nici acum. Mă rog, mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să te stai.
din punct de vedere al disponibilității, disponibilizării postului, aveți postul disponibil să vă faci angajare în cadrul serviciului? Din punct de vedere al legii. Da. Este organigramă care din păcate angajare, nu trebuie doar din transfer. Asta a fost motivul pentru care am întrebat dacă din punct de vedere al legii se permite angajarea în acest moment. Din respect pentru dumneavoastră, nu ar vrea să comentez să dau replică domnului Rimea, nu altă vreau să-i spun că fericit că trește cu nostalgia mandatului trecut. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimați colegi,